Este carantina peștilor absolut necesară în cazul în care cumpărăm pești noi? Hai să vedem! Vă salut! Astăzi vreau să vorbim un pic despre carantinarea peștilor în cazul în care vrem să cumpărăm niște pești și să vedem dacă într-adevăr este absolut necesar sau nu este neapărat necesar să folosim această metodă. În primul rând, ce este carantina? Carantina presupune observarea mai atentă a peștelui, ca să zic așa, într-un bazin separat pe care se presupune că îl aveți deja pregătit în momentul în care cumpărați peștii noi și o să vă spun cum fac și eu în cazurile acestea. De obicei am un acvariu gol care este pornit, ciclat, pregătit, cum sunt și cele din spate. Și dacă vreodată vreau să cumpăr un pește, îl pun separat într-unul dintre bazinele astea din spatele meu pentru o perioadă de, hai să zicem, 2-3 săptămâni, o lună. Și de ce fac chestia asta? Fac chestia asta pentru că de multe ori când cumpărăm un pește dintr-un pet shop, nu știm dacă acesta are paraziți, are o boală sau are orice altceva care nu ar trebui să intre direct în acvariul nostru comunitar, ca să zic așa. Și aici mă refer la faptul că într-un pet shop sistemul de filtrare este de cele mai multe ori comun, pentru că nu stă nimeni să scoată cu furtunul apă din fiecare acvariu să facă schimburile. De obicei sunt legate toate în spate într-un sistem mare care se filtrează automat și așa mai departe. Deci toate acvariile din pet shop sunt conectate, sunt practic un singur acvariu uriaș. Peștii într-un pet shop, bineînțeles, vin și pleacă în fiecare zi, în fiecare săptămână, lună. Deci acolo este practic un fel de hotel, ca să zic așa, unde peștii în continuu vin și pleacă. Unii bolnavi, unii sănătoși. Și în marea majoritate a timpului, dacă nu sunt bine observați, se pot îmbolnăvi și ceilalți și atunci este bine să păstrăm un pic și să avem în vedere metoda asta de carantinare. Și hai să vă dau și un exemplu. De exemplu, noi cumpărăm un pește care în pet shop pare 100% sănătos. Îl aducem acasă, îl punem în acvariu și vedem că într-o zi, două, începe să stea pe suprafața apei, începe să fie supărat, să nu mănânce și ne trezim că poate o să moară într-o săptămână și atunci vedem după aia și constatăm că și alți pești pe care i-am avut sănătoși încep să fie la fel. Și nu ne dăm seama ce s-a întâmplat pentru că peștele pe care l-am cumpărat era sănătos. Și aici intervine metoda de carantinare. Eu îi țin de obicei într-un acvariu mic pentru că atât îmi permite și spațiul, dar și pentru că doar pești mici cumpăr, deci nu cumpăr pești foarte mari care să îi țin și în acvariu mare. Și atunci pentru câteva săptămâni nu au nicio problemă dacă stau în acvariile din spatele meu. Vreau să spun că nu folosesc niciun fel de tratament, pur și simplu aduc peștele, îl pun în acvariu în care îl pot observa timp de 2, 3, 4 săptămâni, o lună, cum am spus, ca să văd dacă apar semne de boală și nu tratez cu nimic, nu folosesc nimic preventiv pentru că nu-i cazul de cele mai multe ori. Dar mai bine să fim precauți de la început, pentru că dacă luăm un pește bolnav, după cum am spus, și ne îmbolnăvim tot acvariu, în funcție de ce boală avem acolo, o să fie un pic mai complicat de tratat acvariu mare, probabil o să și rămână o parte din agenții patogeni în apă și nu facem bine, așa că cel mai bine este să folosim metoda asta. Bineînțeles că se poate și fără carantinare, dar asta pe riscul vostru. După cum am spus, luați peștele, îl aduceți acasă și vedeți ce se întâmplă. Și hai să luăm un alt exemplu. De exemplu, în cazul parazitului Ichthyopteris multifilis sau grișul, după cum este cunoscut în denumire populară. Ăsta afectează peștii de multe ori când îi cumpărați, vedeți că îi aduceți acasă și încep să aibă câteva puncte albe pe ei și în câteva zile o să apară tot mai multe și mai multe puncte. Și hai să vedem de ce se întâmplă chestia asta, chiar dacă peștii nu au avut niciun simptom când i-am cumpărat. Noi cumpărăm peștele, peștele a fost complet sănătos, îl aducem acasă și în câteva zile prezintă niște puncte albe, își pierde apetitul și așa mai departe. Vedem clar că este bolnav și nu știm de ce, pentru că peștele era sănătos când l-am luat.
Iar bolile astea care apar pot să apară, bineînțeles, și din cauza stresului, în cazul stresului transportului, de exemplu, care e cel mai comun. Și vă dau un alt exemplu aici. Când am cumpărat eu acvariu, peștii toți erau sănătoși, n-au avut nicio problemă, i-am băgat în cutii, în pungi, pentru că, după cum am mai povestit, am cumpărat acvariu gata făcut. Și după ce i-am adus acasă, la câteva zile, au început să facă toți puncte albe sau griși. Și bineînțeles că am început să-i tratez, dar interesant este faptul că nu a fost adăugat niciun pește nou, nu a fost adăugată nicio plantă nouă. Practic am luat tot acvariul exact cum era, fără ca peștii să fie bolnavi. L-am adus și l-am pus pe poziție. După câteva zile au început problemele. Și oare de ce se întâmplă chestia asta? Pentru că de multe ori avem bolile în acvariu inevitabil, nu avem ce să facem cu ele, dar noi cu cât ținem peștii mai sănătoși și îi hrănim cât mai bine, cu atât putem să evităm îmbolnăvirea lor. De exemplu, peștii când suferă o mutare dintr-o parte în alta, devin un pic stresați, sistemul lor imunitar poate să scadă și să se îmbolnăvească cu agenții patogeni pe care deja îi avem în acvariu. Bineînțeles, carantinarea peștilor noi este necesară pentru că probabil așa putem aduce un alt fel de agent patogen pe care noi nu îl avem în acvariu și să îmbolnăvim foarte ușor ceilalți pești. De multe ori se întâmplă să cumpărăm peștii și noi îi aclimatizăm perfect, facem totul ca la carte, îi aducem, stabilim aceeași temperatură, apa din pungă să fie aceeași cu apa din acvariu, așa mai departe, sau îi aclimatizăm la picătură și așa mai departe și vedem că peștii toți se îmbolnăvesc. Asta se datorează, după cum am spus, stresului și unii pești mai rezistenți pot să treacă foarte bine peste și să nu prezinte niciun simptom de boală, iar alți pești pot să se îmbolnăvească foarte repede numai prin simplu fapt că i-am transportat dintr-o parte în alta. Așa că recomand metoda asta de carantinare, adică de ținerea peștilor separat întotdeauna când aducem pești străini, pentru că este mai bine să prevenim decât să tratăm ulterior toți peștii pe care îi avem. Acum, bineînțeles, când am avut un singur acvariu, nu făceam carantinare pentru că nu aveam unde și să țin peștii în cine știe ce borcane sau altceva nu se merita și atunci îi puneam direct, chiar dacă aveam un singur beta, am mai pus lângă el doi sanitari, coridor as pigmei și nu am avut nicio problemă cu ei, dar întotdeauna spun asta că trebuie să ne asumăm. Și cam ăsta a fost și video, vreau să-l fac destul de scurt, sper că m-am și încadrat în timp ca să fie informativ pentru toată lumea care cumpără niște pești, mai ales pentru începători. Dacă au și unde să carantineze peștii, asta ar fi o metodă super faină și super utilă care ne scapă de probleme ulterioare. Vă mulțumesc încă o dată că m-ați urmărit și ne vedem data viitoare la un nou episod. Vă salut!